Cătălin Striblea în studio pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare, bine te-am găsit! Bine ai venit pe la noi! Toate bune deocamdată! Da, toate bune deocamdată! M-am și îmbrăcat frumușel! Cam... Da, ești foarte elegant astăzi! Da. Foarte elegant! Uitați-vă pe Instagram că o să vedeți că am pus sacou. Dar nu știu de ce mă privește toată lumea așa. Am pus sacou, dar eu mai pun sacou, nu-i prima dată. Da, așa mi se întâmplă și mie. De câte ori vin cu sacou și tu îmi zici, oh, dar unde te duci? Da, chiar, unde te duci? Eu știu unde am fost, că am fost la o întâlnire cu basketbalistul Virgil Stănescu și programul său. Da, ce înalt. Are, și ce înalt. Are un program, o să vorbim la un moment dat, pentru copiii care fac sport în România, cărora le pune la dispoziție tot felul de lucruri, astfel încât, uite, astfel încât măcar să știe să vorbească la radio și la televizor când sunt intervievați. Ai observat? După meciuri. Da, da, da. După meciuri. Știu ce vrei să spui. Da, că nu pot vorbi. Și spuneam, dom'le, unde el a jucat în America? Unde se face diferența asta? Am pregătire. În prima zi în care am mers în America, m-au luat și au zis, uite cum trebuie să vorbești. Ești obligat să vorbești cu presa și uite cum trebuie prin să vorbești. Prin contract, da? Da, da. Pentru că presa, mă rog, instituțiile de presă bagă bani în respectivul, sponsorizează respectivul sport. Și ești obligat să vii la panou. De asta să frumușel asta, să știi. N-am panou pentru tine, însă hai să auzim ce ne povestește astăzi. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Cu siguranță ați auzit până la ora asta, în estul Ucrainei, în regiunea Lugansk, a avut loc un schimb de focuri între separatiștii ruși care sunt în regiunea aceea autonomă și forțele ucrainiene. Un schimb de focuri de artilerie, deci a fost vorba de mortiere. Acum, evident, ambele părți se acuză reciproc de începerea acestui incident și nu este clar de ce s-a petrecut el. Datele stricăciunilor se adună însă din tabăra ucraineană, pentru că nu știm ce e în partea aia. Alta a fost lovită o grădiniță, sunt prezentate imagini. Cred că nu erau copii înăuntru, a fost o grădiniță goală, așa și arată. Distrugeri provocate de un obuz și o femeie rănită, pentru că un alt obuz a picat în mijlocul unui oraș. Sigur că aici niciodată nu o să poți să spui ce s-a întâmplat cu adevărat. Cert este că s-a tras cu mortiere de o parte și de alta a graniței care desparte regiunea respectivă de restul Ucrainei. Știți că acolo e o regiune autonomă, da? Deci e o fostă bucată din Ucraina care în anii trecuți a fost atacată și preluată de niște cetățeni care și-au declarat independența. Sigur că bănuiala principală, și există o grămadă de dovezi care arată că cetățenii respectivi sunt mercenari sprijiniți de Rusia, nu există nicio formă de îndoială aici. Secretarul general al NATO s-a declarat foarte îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat acolo și spune că e o încercare de a construi un pretext în vederea unui atac al Ucrainei, că Rusia tot caută motive de genul acesta ca să atace Ucraina. Între timp, știi că am discutat aici, exista o știre care spunea că 10.000 de militari ruși ar fi fost retrași de acolo. Partea americană infirmă 48 de ore mai târziu spune nici vorbă de retragere. Din potrivă, au venit 7.000 de militari în plus față de ceea ce știam. Și au fost aduse și echipamente noi, arată noi imagini de satelit. În Belarus există o zonă în care s-a construit un pod peste un râu care e foarte aproape de granița cu Ucraina și care ar înlesni, e un pod din ăsta mobil. Au apărut poze cu el din satelit. Construit în două zile, da? Ca să... Acum este analizat de ce a apărut acel pod. Eficiența sa militară este însă foarte clară, adică aduce, poate aduce trupe foarte grele. Scurtează drumul. Scurtează drumul în mod evident. Deci nu sunt semne ale unei, cum zic mai oamenii acum la televizor, am văzut că vorbesc specialiștii, zic dezescalare. Da? Nu sunt semne că situația s-ar liniști. Din potrivă, semnele militare sunt tot acolo. Astăzi este însă ziua în care Rusia va răspunde oficial la scrisoarea aceea trimisă de americani. Știi că a avut loc un schimb de o negociere. Se comunică în scris. Se comunică în scris. Partea americană a trimis câteva lucruri răspuns la cererile Rusiei și astăzi Rusia se întoarce cu scrisoarea aceea, spune Lavrov. O nouă dezvoltare politică vine de la Kiev, unde președintele Ucrainei
a învârtit cuțitul în rana rusească, să spunem așa, și a zis, pentru Ucraina nu este altă cale decât să mergem în NATO. Nu e vorba de o misiune, spune președintele Zelenski. Este vorba despre destinul nostru, este vorba despre destin. Așa a vorbit președintele Zelenski. Îți dai seama că asta nu e de natură să liniștească apele la Moscova sub nicio formă. Mai apare un pod. Mai apare un pod. De câte ori să faci o declarație de asta, mai vin 7.000 de soldați. Așadar, ce, ca să rămânem cu o concluzie astăzi, situația este la fel de îngrijorătoare care acum 48 de ore sau 72 de ore. Dar cei drept a trecut ziua aceea de miercuri. A trecut ziua de miercuri, care și se spunea că ar fi ziua atacului. Bine, americanii probabil spun treaba asta și ca să îi arate cumva cu degetul, vedeți că știm că o să porniți. Există o strategie e în posibil toată, să fie în toată și chestiunea asta. Nu se întâmplă nimic la vă vedem. Întâmplare. Vă vedem. Da. De-al minteri, există o mare libertate. Nu cred că am mai văzut niciodată ca atâtea fotografii, informații despre o armată să fie prezente pe internet. Cred că este pentru prima dată când putem vedea ce se întâmplă cu ochiul liber, adică orice căutare pe internet îți va arăta trupe, vase rusești. Am mai văzut o invazie transmisă în direct la televizor, dacă nu așa eu, în Irak. În Irak, da. Când a început. N-aveam noi Facebook atunci. Nu era, da. Facebook, da, cred că următoarea va fi și pe Facebook. Mulțumesc, Cătălin. Te așteptăm și mâine alături de noi. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM.